Și prima chestiune, o să facem o mică recapitulare cu ședințe anterioare. O să vedeți că nu e chiar un mod nou, în sensul că voi ați făcut în clasa 5. Da, bine. În clasa 5, din clasa 5 în clasa 8, care e destul de mult. Deci recapitulare cu ședințe anterioare. O să aducem aminte tot la clasa 5-a mai multe lucruri, cum ar fi chiar aurile. O să începem să le aducem. Și parentele care a fost povestit de către cultură, toate s-au construit. Mai întâi e parentele și în cadrul culmele, în cadrul poveste parentele, am povestit ceva de cult. Dar acum discutăm numai de cult. Și poate câteva referințe legate și de parentele. Deci, ce am vorbit până acum despre cum? Am vorbit despre elementele cuplului. Și aici, și procedura aceasta, voi puteți explica chiar cu un pătrat de la asta. Voi veniți deja pe repuntată. Eu nu am venit repuntată. Și atunci o știu. Putem. A. B. C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. Să selectăm acest cub. Bineînțeles că noi vom avea bază ca la școala paralită de autrismă. Pentru că cubul e un caz particular de paralită, care e un caz particular de prismă. Prisma este corpul general. Da? Și atunci cubul, ca și la prismă, va avea următoare elemente. Și anume, bază, practic împrumută denumirea de la prismă, vor fi două baze care sunt pătrate, nu? Deci, și cine sunt? A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim, care sunt pătrate. Dar de la cubul sotului sunt pătrate și feță laterală. La fel de bază, da? Avem feță laterală. Sunt patru fețe laterale, deci două baze și patru fețe laterale. Și anume, ca fețe vom lua B, C, C prim, B prim. B, C, C prim, B prim. Apoi, C, C prim, D prim, B. Ne rotim. C, C prim, D prim, B. Apoi, D prim, A prim, A, D. D prim, A prim, A, D. D, A, A prim, B prim, B. Iar, A, asta. A, A prim, B prim, B. Toate la fel. Toate sunt pătrate. Avem patru pătrate. Patru laterale. Deci avem bază, avem fețele laterale. Mai vreau să împart muchile baze, muchile laterale. Sunt practic la muchi toate, și muchile baze, și muchile laterale, toate muchile sunt egale.
pentru că sunt... Și de aceea de ce? Pentru că aceste multe sunt egale. O să pregăm cu un mic notație peste tot. Câte multe sunt? Astfel, noi avem 4 la o bază, 4 la altă bază, până acum 8 și 4 pe la 3. Da? Deci, multe. De ce multe sunt? Și toate sunt egale. Adică AB congruent cu BC, congruent cu CD, congruent cu DA, congruent de parte cu A prin B prim, congruent cu B prin C prim, congruent cu C prin D prim, congruent cu D prim A prim, și congruente și cu multiple care sunt discuse pe lateral, adică A prim, B prim, congruent și cu B prim, congruent cu C prim, congruent cu D prim. Da? Toate multiple acestea sunt. 12 multiple congruente. Câte 4 pe fiecare bară, adică 8 multiple și cu încă 4 pe lateral, 12. Deci bazele, fețe laterale, mulții, ceea ce vreau să mai vedem însă la acum, mai avem diagonale de față. Deci, fiecare față are câte o diagonală. Diagonală aveți, pentru că avem pătrate pe fețe, toate fețele. Acum, poți să mă vedeți fețele pe lateral, poți să mă vedeți la fețele de la bază, deci ele sunt 4 pe lateral, 2 pe bază, în total 6 fețe. Diagonala, diagonală, se poate să fie diagonală pe bază sau poate să fie diagonală pe lateral. Ha? Și zice, diagonală a feței. Păi dacă am 6 fețe și fiecare față are 2 diagonale, înseamnă că voi avea 12 diagonale. 12 diagonale sunt. Diagonală a feței însemnând, nu o să le pot, nu le construiesc pe toate 12, dar am să construiesc ceva. Toate diagonalele de față, însă și ele, toate 12, sunt convexe. De ce? Pentru că toate acele sunt convexe. Deci cât e diagonala unui pătrat? Latura radicală din 2. Latura radicală din 2 diagonale pătrate. De fapt, asta o să facă parte și din formulele de la cub. Da? Ia să construiesc însă o diagonală. Deci, să zicem pe pe asta de aici. Poți să mai și pe asta de sus. Da? Așa ducem și pe A prin C. Iată, toate sunt diagonale, da? Diagonale pe față. Iată de ce, dacă ne gândim la care ce avem diagonala feței. Da? Deci nu le-am construit pe toate 12. Deci aici vine diagonala feței, diagonala feței, diagonala feței. Aceste diagonale am zis că sunt latura radicală din 2. Dacă vă uitați, aceste trei diagonale formează un triunghi ichilateral. Deci iată o proprietate importantă acum. Hai să vedem. Deci A prin C prim. Care vine congruent cu A prin C. Care vine congruent cu nostru, atunci, ăsta e A prim B. A prim B vine congruent cu BC prim, da? Bine, eu vin congruent mai departe cu restul de diagonal, vezi? Eu nu mai încuntez să niște diagonale în față. Uite, de exemplu, tot așa,
Mai puteți să-mi găsiți voi într-un vechi hotel? Păi nu ce, de exemplu, pe Zetrin Beprin. Din Beprin cum vin? Din Beprin vin în apă. Și în am avut în Beprin, da? De aici, atenție, că din o coasă, dar nu se vede. Iată, și asta e un vechi hotel. Da? Sau, mai putem da un exemplu de trimit lateral. De exemplu, din apă mă duc în dele, dar mă duc în tată, pentru că în fața asta de aici, dar nu se vede. Din dele de la din dele ce prin, sigur că da. Și în tot în tată se vede, pentru că e în spate și aceasta nu se vede. Am fost să îmi vină greu să puntez. Deci e primul oare prim. De fapt, nu trebuie să știa să paralele, să știți, de ce prin pământ. Numai că la mine nu prea paralele. Și de ce prim, mă ajung, bineînțeles, să mă prind, da? Mă întorc la apoi pe fața asta. Chiar și aici avem, să mă ghesc eu. Trebuie formată de diagonală de feță, da? Și în afară de diagonala feței, bineînțeles, cu un element important, va fi diagonala cubului, să știe, diagonala cubului. Diagonala cubului este, dacă vreți voi, segmentul ce numește un vârf de pe o bază cu vârful opus din cealaltă bază. De exemplu, diagonala cubului va fi de un D, da? Deci un S pe D prin B, bineînțeles, poate diagonală de cub, să spun toate. Iată o diagonală de cub, s-a notat cu 10, diagonala cub, da? Mai ne țin de un exemplu de altă diagonală. Ce prima, da? Deci plec din ce prim și ajung în A. Sau, una care se vede mai bine, A prim? A prim ce? Deci astfel de diagonale care este, se vede tare. Urma care tot așa se vede puțin. B prim... Ce? Vârf focus. B prim D. D. B prim C e diagonală de față. Însă B prim D ajunge aici, da? B prim D, iarăși. Dacă... să nu fiți surprinși, pe toate câte diagonale sunt? În cub. Păi dacă iau, trebuie să fac o corecție dintr-un vârf cu vârf opus, cum am avut vârful, făcându-le pe nas, patru diagonale, da? D prin B, cu AC prim, cu A prin C și cu B de prim, da? Toate sunt concrete și mai mult de să știți că toate trei și prin același punct. Există un punct dintre secția regilor diagonale, din punct. Iar pe aici o să vedem când discutăm de sfere, că este o sferă care trece prin toate vârfurile. Cum era triunghiul care trecea prin vârful unui cer. Asta va fi sferă circumscrisă cubului, da? Deci diagonala, hai să vedem la diagonala cubului. Deci mă dau cu 10. Sunt patru diagonale, da? Și zicem, de prima, D prin B, congruent cu D pe prim, congruent cu A, C prim, și congruent cu A prin C. Da, iată diagonala. Ce-am luat până acum a prezentat, în cadrul lecției de prismă. Da. Asta e acolo și iată primele elemente. Aici acum să aducem aminte de tonica sau cincea. Să aducem aminte de iară și vorbă. Apoi să aducem clasa cincea, voi și măsurați. Discutam de aer, de suprafețe, suprafața era mulțimea punctelor
în ținea cuvântului dintr-un contur, area, de exemplu, era un număr care măsura întinderea suprafeței. Atât și la volume, dacă vreau să întind pasă. Atunci era un corp închis, da? Și atunci toate punctele interiorul corpului formează o mulțime, acolo întindere, măsurăm cu volum. Da? Ce întâlnit principal aveam? Vă v-a spus stara, e o factoră în rățul. Odată măsură la arii, care era? Era metru pătrat. Da? Ce multiple avea? Multiple erau decametru pătrat, hectometru pătrat și kilometru pătrat. Da, faceți și voi sistemul. Da? Decametru pătrat se mai numea și a. Da, vă aveți seama. Iar hectometru pătrat se numea și hectar. Sunt multiplul metrului pătrat. Decimetru pătrat. Centimetru pătrat. Și milimetru pătrat. Ca să trec într-o unitate mai mică, mai mare, într-o unitate mai mică, înmulțim cu 100. Și ca să trec într-o unitate mai mică, într-o unitate mai mare, trebuie să împar la 100. Sau cu 10 la 1. Și deci aici, când vin de la 3 metru pătrat și mă duc în hectometru pătrat, înmulțim cu 10 la 2, la fel, înmulțim cu 10 la 2, înmulțim cu 10 la 2, înmulțim cu 10 la 2, la fel, înmulțim cu 10 la 2, înmulțim cu 10 la 2, aici apar la 10 la 2, împărțim la 10 la 2, la fel, împărțim la 10 la 2. Da. Deci împărțim și împărțim cu 10 la 2. Să trecem la volume. Avem mediul punct ca unitate principală. Cât la mediul punct? Ca multiplu, hectometru punct. Kilometru punct. Iar ca sunt multipli, decimetru punct. Decimetru punct, îl folosim noi și ca să trecem în capacități. Deci metru cub înseamnă și un litru. Centimetru cub. Milimetru cub. Pentru și pentru celălalt, trebuie mersul. Da. Bun, la fel, ca să trec din unitățile mai mari, din kilometru cub, în hectometru cub, o mulțesc cu 10 de data asta la treia, sau mulțesc cu 1000. Iar ca să trec din unitățile mai mici, în unitățile mai mari, împar la 1000 sau împar la 10 la 3. Deci aici înmulțesc cu 10 la 3, da? Înmulțim cu 10 la 3, la fel, înmulțim cu 10 la 3, înmulțim cu 10 la 3, înmulțim cu 10 la 3, la fel, înmulțim cu 10 la 3, împar cu 10 la 3, la fel, împar cu 10 la 3, împar la 10 la 3.
sistema kararlarına son hizmet olur. Dacă vreau să trec din metru cub, atenție, dacă vreau să trec din metru cub, în decimetru cub, da? Un metru cub are 10 la 3, mulțesc cu 10 la 3, un metru cub, 1 la 10 la 3, 10 la 3, decimetri cub, adică un metru cub are 1000 de decimetri cub, dacă un decimetru cub este echivalent unui litru, într-un metru cub găsiți 1000 de litri, da? Da? Și la... La sărcină că aveți o grădină și vreți să uitați, mai ales din voie să construiți o rezervă de apă, vă gândiți, ai nevoie de 1000 de litri sau de 2000 de litri de apă ca să uiți grădină, cum se zice direct. Atunci îți pregătești un o prism, un cub, un parapet, care să aibă un metru cub, să aibă 2 metri cub, e fixat dimensiunile ca să poți să vezi că zici la apă acolo. Da? De asta e important să găsim activarea de sens. Da? Bun. Întrebări? Deci cam asta. Ce am mai făcut? Am mai făcut la paralitet. La paralitet am discutat despre volume. Deja avem un port care îl putem folosi. Da? Voi îl construiți din nou. Să punem formulele pentru parapetul dreptunghic și avem așa, să ne regăsim și în lecția cu parapet. De exemplu, avem o formulă pentru area totală. Area totală este formulă făcută de chiar în clasa 5. De două ori pe lângă lungimea ori lățimea plus lungimea ori înălțimea plus lățimea ori înălțimea. Și aici să ducem aminte. Lungimea este, de exemplu, AB sau CD sau A prin B prim sau C prin D prim, da? Lățimea este BC sau AD sau A prin D prim sau B prin C prim, da? Iar înălțimea este DB prim, AA prim, BB prim și C prim, da? Deci avem 4 lungimi, 4 lățimi și 4 înălțimi, da? Însă, că facem area totală, adică ce înseamnă area totală? Înseamnă suma tuturor fețelor. Vă puteți să compuneți această arie și ca suma fețelor, adică 4 fețe laterale și 2 pe bază. Și o arie totală puteți face din suma 6 dreptunghiuri. Dar eliminat când faceți suma celor 6 dreptunghiuri, găsim mai ușor formula arie totală de la paralitet, ca fiind de 2 ori produsul a câte 2. Aria laterală. Aici o să găsim o formulă care să fie valabilă pentru toate prismele. Deci formula aceasta, noi nu să stăm pe ea, la paralipel, dar la lecție paralipel am descoperit-o și aia valabilă chiar pentru orice prism. Aria laterală este perimetrul bazei, ori înălțimea. Iar volumul, iarăși o formulă făcută în clasa a 5-a, este lungimea, o înălțimea, o înălțime. V-ați adus aminte de formulă asta? Da. Dar de ce să... Din păcate, după 5-a de halopta nu prea să mai folosiți. Dar... Iată o formulă nouă, care am dat o dată trecută. Formula diagonală. Diagonala însemnând, de exemplu, D prin B. Da? Diagonala la paralitet este radical din lungime la pătrat, plus lățime la pătrat, plus înălțime la pătrat. Nu puteți să vă la clasa 5, ar fi, nu știu, radical. Dar o putem de la clasa. Da? Bun. Deci, când o să refaceți selecția de paralitet, voi o să vedeți toate formulele acestea, cum s-au explicat. Asta e o lecție care o să o constricați voi. Da? Ea este făcută cu cealaltă. Bun. Deci, iată câteva lucruri care s-au discutat la paralitet. Practic, mă interesează de acum să ne vedem la cum mai multe. Și zicem, tot la cub, să facem desfășurarea cubului. Practic, ce înseamnă desfășurarea? Dacă vreau să desfășuresc cubul ăsta, să-l tai pe mâini, să vedem ce obținem. Desfășurarea cubului. Thank you.
toate cea unui acum. Avem 6 fețe, da? 6 fețe care sunt 6 pătrate identice. Hai să desenăm 6 pătrate care, teoretic, dacă le înfășurăm la loc, obțineți cum. Chiar că e o pincoasă, chiar așa îți face. Vezi, o fai de hârtie, o vezi pe ea, frumos, și o vezi un pic cu scoci, să vedeți dacă obțineți cum. Cum trebuie să creați o foaie de hârtie, ca afășurată să vă iasă cum? Deci, de fapt, o să desenăm 6 pătrate. 6 pătrate care... De exemplu. Tot așa, vom pleca cu 4 cuburi, cu 4 pătrate. Un pătrat, 2, 3, 4 pătrate. Și putem pune bazele, celelalte două pătrate, de exemplu, în sus. În cap. V-am spus, practic oricare două din aceste pese, nu puteți să folosim. Da. Iarăși, tot o desfășură. Eu te repliez pe pătrate și îmi dă și capătele astea, nu este perfect. Da. Asta vreau să vedeți, adică să înfășurați, să desfășurați un cub mental, așa să vedeți. O să avem nevoie de ce se desfășură, pentru că vom avea, de exemplu, probleme în care trebuie să calculăm distanța minimă făcută pe suprafața cubului. Și atunci, această distanță minimă o calculăm pe desfășurare. Asta să și notăm. De exemplu, etapa aici va fi baza, va fi ABCD, dintre acela pe cealaltă bază, A', B', C', D', da? Dacă am A și B, de exemplu, aici ar veni D, pentru că eu deja pe D l-am folosit, n-am vrut să folosesc două notații în aceeași figură, o să zic aici D1, da? Acum o să vin cu C1 și cu B1, de exemplu. Și aici o să zic D1', C1', D1', da? Dacă vreau să folosesc litera decente, dacă de bine puteți folosi și alte litere ca să nu vă încurcați. Ideea este să nu repetați pe desfășurare punctei, da? Nu aveți voie să veniți într-un desen geometric cu două puncte notate la două puncte. Și zice, desfășurarea unui cub, deci desfășurarea unui cub, sunt 6 pătrate dispuse în diverse poziții. De obicei însă, de obicei se vine însă cu o desfășurare de 4 pătrate și verificați capacele. De ce v-ați să vedeți voi? Deci puteți pune capacul care v-am pus aici și voi puteți să-l luați la fel de bine și să-l puneți în partea asta aici, da? Deci, capacul poate fi și aici pus. Dar un capac aici, un capac pe partea asta. De unde te ajută? Nu poți să vă. Nu are o poziție foarte clară. Cele două baze nu au o poziție foarte clară. O perla din aceste motive aici, spui, da? Și asta este desfășurarea. Și acum să trecem la punctul 3 al lecției, să zicem formulele. Unui cub. Să vedem ce formule avem la bază, atunci când care s-au așteptat cum să calculăm diverse lucruri la cub. Păi, în principal, ce elemente, cel care elemente de bază a cubului? Elementul de bază este latura, da? Știu că mă invidiați, dar n-aveți încotro. Eu mă joc cu... Așa, asta era. Da.
trecut. În primul rând, ce ne interesează? Ne interesează faptul că o față, dacă notăm cu A, are aria cât? E pătrat, nu? Și fiind aria pătratului, este la formă pătrat. Deci, aria cu fețe, înseamnă la formă la doar. Ea de o formă, da? Ce am mai discutat? Am mai discutat de diagonala feței. Diagonala feței cât este? Ajutați-mă. Păi e diagonala pătrat. Iată diagonala feței. Deci am alea feței, am diagonala feței, da? Ce mai vreau? Dacă eu să mă gândesc că aria laterală. Aria laterală, de ce? Din ce e formată? Aria noastră laterală. Păi ce avem pe laterală? Permetul bază, eu vreau și asta, o permetul bază în înălțime, dacă este în înălțime. Hai să facem și altă. Pe aia gândește la fețele care sunt pe lateral. Câte fețe sunt? Pe lateral. Acum. Păi care sunt fețele? Da, da, da. Păi ce fețe avem pe lateral? Avem fața A, B, B prim, A prim, nu? Altă față. Pe lateral. B prim, B, B prim, B, C, C prim și? A, D, A prim, A prim și? Și B, C, C prim, B prim. Câte fețe sunt pe lateral? A. Ce sunt aceste fețe? Bun. Și înseamnă că aia laterală vine partea de aia unei fețe. Adică partea de aia unei fețe. Iată aia unei. Aia unei. Aici vă puteți gândi și la zar, de exemplu. Zarul cât e lumea? Are 6. Are 6 fețe. Și o față ce am zis? Că fiecare față este un pătrat. Înseamnă că aia totală vine 6 ori latură la A. Ce mai avem? Mai avem diagonala cubului. Dar diagonala feței, alea feței, diagonala, da? Asta e diagonala cubului. Diagonala cubului, cam la paralelepiped, diagonala va fi cine? Depinde, da? A fi o diagonală. Ia fiți atenție. Păi, dacă este să notez cu L mic latura, aici am tot mic, aici am tot mic. Aici vine și a... tot o diagonală. Aici vine o diagonală de față, de exemplu, da? Aici e diagonala cubului. Aici avem un triunghi rectunghic. Triunghiul B prin D, B. Este un triunghi rectunghic, da? Și atunci, ia să zicem, dacă folosim teorema lui Pitagora, ce obținem? Obținem așa. Triunghiul B prin DB rectunghic rezultă conform teoremei Pitagora. Ce rezultă? Diagonala cubului la a doua, adică B prin la a doua, hai să o luăm ducată ca notație. Da, egal cu cine? D prin D. Așa, egal cu B prin D la a doua, plus ce? DB la a doua. Plus DB la a doua, foarte bine. Înseamnă că diagonala, dar ia fiți atenți. Mai avem posibilitatea să punem Pitagora undeva. Și anume triunghiul care? Triunghiul D, A, B. Și acest triunghi de A, B, îl punem aici. Triunghiul ăsta de aici. Este un triunghi rectunghic. Este rectunghic unde? Este rectunghic în A, pentru că fața ABCD este pătrat. Da? Și asta e diagonala pătrat. Ori, poți să punem Pitagora la triunghiul de AB și zicem, mă, triunghiul de AB rectunghic. Rezultă, conform teoremei lui Pitagora, că AB la a doua. Diagonala mai întâi, diagonala la a doua, DB la a doua. Egal cu cine? Cu AB la a doua. AB la a doua plus? AB la a doua. AB la a doua. Adică D de la a doua, dacă este să înlocuim, vine A de la a doua la mutat noi cu latură, da? Vine latura la a doua, plus era de la a doua
sunt legale, da? Plus iarăși la altul la două. Cât faci la altul la două? Nu era la două. Nu era la două. Înseamnă că de la două. Este de la două la două. Da? Și este acest de la două, de la două la două, nu este aici, în formula care am obținut-o prima. Ăsta va fi cine? Ăsta va fi de la două la două. Iar depinde la a doua ce înseamnă? Păi depinde de tot. Latură, da? Și o să vine alte latură la a doua. Da? Și obținem că BD prin la a doua, adică diagonala cubului, la puterea a doua. Da? Egal cu latură la a doua plus de două ori latură la a doua. Păi și cât face latura a doua plus 2 latura a doua? Așa, înseamnă că diagonala cubului la a doua vine 3 latura la a doua, da? Înseamnă că diagonala cubului, dacă 3 latura la a doua, vine latura radical din 3 latura la a doua. Iar când am radical din 3 latura la a doua, latura la a doua este acolo pe latura, da? Și înseamnă că diagonala cubului egal cu latura radicală din 3. Iată, aici cea formulă pentru cub. Da. Și ultima formulă, volumul. Păi cine era volumul? Volumul era, de exemplu, la paralipet, lungime, lățime, înălțime. Aici lungimea, lățimea și înălțimea sunt toate egale, da? Și atunci volumul cât iese? În loc de lungime, zic mic, ori în loc de lățime rămâne tot mic, și loc de lățime vine tot lumnic, da? Toate că sunt egale între ele, lungimea, lățimea și... Păi și câte latură la latură? Nu e latură. Nu e trei latură. E latură la trei. Da? Nu e latură plus latură plus latură. E latură la latură la trei. E latură la trei. Și atât volum. Volum e latură la latură la trei. Sunt șase volume care trebuie să le țin în multe volume. Da? Deci diagonala cubului, diagonala terței, area terței, area laterală, area totală și volum. Da. Aceste șase formule trebuie să le ținem bine. Deci am văzut câteva lucruri de prin clasa 5-a. Am văzut elementele cubului, am văzut cuburile cum se desfășoară și alte cele șase formule care trebuie să știm. Întrebat cum așa? Da. Bun. Haideți ca să rezolvăm, să facem două mici aplicații. Și zicem la punctul 4, exemplu. Să scriem prima problemă. Într-un cub, se știe latura de 8 decimetri. Se umple, cubul cu alte cuburi mai mici, cu latura de 20 de centimetri. Da? Deci ai un cubul mai mic, 420 centimetri, da? Câte cuburi trebuiesc pentru a umple cubul la mare. Deci câte cuburi vor fi necesare ca să umple cubul la mare.
Genau, alles in Ordnung, das ist ja auch mal gut. Wenn jetzt erst Glas, nehmen wir Glas. Danke. Și întrebam acestui cup să desenăm un cup mai, o să facem de mână, un cup mai mitigat. Uitați, chiar vreau să încercați să desenați un cup mic în chiarul cupului mare, cam așa, în forțul ăsta, am să încerc să pictez un alt cup. Uitați, apare un cup mai mic situat în chiarul cupului mare. Ca să nu am și cam unul. Înseamnă că V1 vine 8 ori 8, 64, 64 ori 8... Ia așa să am 64 ori 8, 8 ori 4, 32, 6 ori 8... 512. 512, da. Deci 512 decimetri cubi, da? Iată primul volum. Și acum, al doilea volum. Dacă ați calculat al doilea volum, mai întâi iau latura a doua și o transform, pentru că ea e dată în centimetri și din 20 cm eu am să fac 2 decimetri. Trebuie să am aceeași unitate de măsură, da. Și zicem volumul 2, tot latura a doua, latura a treia, da? Adică volumul 2 ca fiind 2 decimetri totul la 3, adică 8 decimetri cubi. Iar numărul N, care e total de cub, dat de cub, îl vine volumul 1 împărțit la volumul 2, înseamnă că vom avea în total 512 decimetri cubi împărțit la 8 decimetri cubi. Adică este în total decimetri cu împărțat decimetri cu face 1, da? 50 împărțat la 8, adică 64 de cuburi. Deci ca să aflu câte cuburi intră într-un corp mai mare, pur și simplu calculez an de volume și împart, da? Da, asta e soluția bună. O să mai facem un pic de cuburi, îi facem. Întrebări? Da. 6 volumuri la 8, desfășurare și...